din Moldova. Nici eu Da, nu sunt salutările la toată Moldova, lumea. dar i-au auzit știri. Da, eu nu că am auzit știri, eu controlez Point News și șed acolo înăuntru și câteodată mai postez la noi la microfon liber din informații din acolo. Eu vreau să vă spun, sunt foarte revoltat în privință la popa care șed din Mănăstirea Căsăuță, care era până acum. Din 2007, el din 2007 până acum era popa acolo, starețul. Este un popă tare agresiv, foarte agresiv. Din pricina lui, foarte mulți oameni care veneau la mănăstire, înainte la mănăstire Căsăuț de la Saroca, hai să vă spun istoria cum era atât. Era înainte și trebuie după lege să și mănăstirea bărbaților. Dar nu știu de ce au hotărât Mitropolia Moldovei și au făcut mănăstirea asta, mănăstirea Măișilor. Înainte el se numea Mănăstirea Sfântului Andrei, acum se numește Mănăstirea Sfântului Acoperământul Măișii Domnului. Cu mănăstirea asta la mine viața mea este legată ca și la orice persoană care știe, care nu știe, a să știe acum, că în mănăstirea asta, nu direct întrânsă, dar lângă dânsa, este un sfânt izvor care se numește Pristol în limba rusă. În limba română, cum se numește Pristolul, Lec? Tronul, da? Cred că e altar mai degrabă. Altar, riștiși, tu ești corect, altarul. Așa se numește izvorul ăsta. Istoria la izvorul acesta e foarte complicată. Fiindcă el e cu mult mai puternic decât izvorul care este la Sahara. Fiindcă apa care curge în el e foarte sfințită, ca și la Sahara, la mănăstire, izvorul și ala unde vin permanent și își curăță drașii. Dar aici este izvor și curăță drașii și te vindece, ca și acolo. Numai aici de ce și se numește altar? Că fiecare lună vine Îngerul Domnului în Căsăuț, la anume la izvorul Isa, nu la mâini și acolo sau la Ieronim nebunul este popa în chilie. Nu, nu, nu. Nu încurcați voi mănăstirea și ce spurcă acolo, că și este sfânt și a Domnului. Și acolo vine Îngerul Domnului și licuiește oameni. Foarte mulți oameni au fost temeduiți acolo, cu picioarele, cu la-la-la, cu mâinile, cu iazva, nu știu cum se numește în limba română, iazva, bubile, cum se Ulcer. numește iazva? Iazva želudca, cum se Ulcer. numește? Ulcer stomacal. Ulcerul stomacului. Acolo, prima dată în viața mea, în 2009, eu personal am stat o noapte întreagă și m-a vizitat Îngerul al Domnului. Deodată vă zic că nu mi-a zis nimica din motivul că și eu m-am spăimântat foarte mult, dar eu șcătam aripi, cum își desenează lumea, și n-am găsit la dânsul aripi. Era un singur băiet frumos, foarte frumos. E extraordinar de frumos, din așa frumuseață nici nu găsiți. Și a luce cu lumina gălbuie, așa frumoasă, așa avea o față foarte sănătoasă. Și da, vă spun că eu în 2011 am pierdut total vederea, dar în 2009 până la 2011 eu vedem o leac, 10%. Asta din motivul că s-a decolat la mine retina în 2011, că a intrat inflamație în ochi și atunci a început să mă lecuiască medicii și nu au făcut niște lucruri acolo corecție și de atât așa am pierdut total vederea. Dar până atunci eu vedem, dar chiar dacă și nu vedem, dacă era să vie în cerul Domnului, eu era oricum salvat. Din motivul că aici deja merge vederea duhovnicească, spirituală, cum spun, nu core, asta nu este corect, cuvântul ăsta, използвати binuță, să folosești cuvântul spiritual în duhovnicesc, nu este corect. Dar vă spun că voi iubiți așa să o numiți. Dar e corect, e duhovnicesc, ceea ce este de suflet, da?
Păi e Vederea același asta. lucru, legă sinonimii, doar că e unul de origine slavă și altul de origine latină. Ok, nu ne acceptăm la aceasta. Adică îi trebuie să vă spun mai repede ca să nu vă rețin și lui Oleg Bregă nu-i place chestiile astea, dar trebuie să spun. Și noi, cătăți de peste toată Moldova, venim bolnavi acolo la mănăstirea aceea cu un singur plâns că vrem să ne tămăduim. Dar din motivul că noi nu putem să stăm la altarul acesta, adică permanent numai lângă dânsul, din motivul că el era în pădure, noi vroiem sau nu vroiem, trebuiem să cerem azil din partea preotului care ar fi acolo. Și eu n-am avut noroc și am ajuns la popa Ierusalim și era foarte agresiv. Dar atunci când eu am venit, el deja nu mă dighe s-a pus, adică că o fost schimbat acolo popa, năstoiatelul, și el nu mă dighe s-a și o săptămână eu am putut să stau acolo. Pe urmă, el ne-a început să-mi pui niște condițiile că eu nu trebuie să mă folosesc cu bunurile de la mănăstire, adică nu trebuie să mă folosesc cu chilie, nu trebuie să stau acolo. Dacă eu așa zic că vreau să mă lecuiesc, trebuie să stau acolo la altar și nu la izvor, da? Și nu trebuie să vin să mănânc la mănăstire, dar asta e imposibil era în situația mea, precum că 10% asta e tot nu-i vederea. Asta numai denumire 10%, dar eu vedem numai aproape clar, dar dintr-o parte numai umbrele vedem. Și era imposibil și noapte, chiar și ziua e frig, chiar și vara e frig acolo, că e pădure. Și acolo e construit așa un fel de cesovnia, un fel de, cum se numește asta, Iana, nu știu în limba română, un fel de mică bisericuță, ca cu am uitat cum se numește în limba română, cum se Nu numește în limba română? contează, nu contează. Știu cum e că eu am fost acolo, Oleg. E o bisericuță, da, și, caroce, și acolo am avut milă să aștept vincerul Domnului. Și noi, permanent, când venim, pe nimeni nu prinie. Au mai venit niște oameni, o două femei au venit cu copil, tot au vrut și el nu a prinit pe dânsul la mănăstire. Atunci, tamam că și-au fost cazuri când Maica Tatiana, după aceea și peste 2 ani, au devenit Maica Polixenie, nu știu dacă mai este jie, au fost foarte mult bătută de dânsul. Și ei chiar spuneau că ne bate pe noi, că noi nu putem să ne jăluim, nu putem asta. Iana, așa și cum v-am zis eu ieri, că el bate pe mine. Și au fost și noutăți cu dânsul, că au fost revoltare foarte mari din partea măicilor și au fost televiziunea pe toată Moldova arătat că a fost Maica Polixenie bătută de el și luat în salvare și dusă la spital și a fost foarte, foarte mare scandal. Am depus plângeri în privință la dânsul, la părintele Ieronim, la Mitropolia. Am fost personal la audiență Vadim Cheibu și am zis, și el mi-a zis, da, noi știm că nu numai dumneavoastră vă jăluiți pe dânsul, sunt mulți care se jăluie pe dânsul, că el e agresiv, că nu primește, că asta iană. El bate și nu are importanță. El pe mine, dacă eu nu vedem, pe urmă, când am venit după 2013, deamă nu vedem eu. Am venit cu un băiat și cu o fată, toți ne tămăduim acolo. Și el nu ne-a prinit pe noi acolo la mănăstiri. Meșile în taină ne-a prinit pe noi în chiliile, ca noi să dormim o noapte. Adeoză, el m-a apucat pe mine și m-a zvârlit de pe scară. Și eu i-am spus lui, i-a zvârlit Domnul așa cum tu m-ai zvârlit pe mine și țelul și ești. Și e un toromac de Doamne ferește. Și eu i-am spus lui atunci și câte ori blestemam pe omul ăsta și îi dorem moarte. Și nu numai eu, mulți oameni. Și când stăteam la prestol, la altar, veneau oameni și ei știau că eu stau și-l aștept pe îngerul. Și mă întrebau și spuneau că e spurcat foarte popa este, e foarte spurcat, e Doamne ferește, toate mănăstirile știe, te duci la Saharna, la dânsul este o singură proverb, te duci și mă moși la părintele Ieronim la căsuț dacă nu-ți place aici.
Când am stat la Țepova, asta nu ni la alți călugări, spun eu așa, dacă nu-ți place, du-te la Euronim, că te plinești, azi vezi cu varga. Și tăți nu mă sără de dânsul. Adică că el s-o cotil de o mămâie, de o persoană agresivă, care tăți călugări care au vrut să călugărească acolo, fugeau de la dânsul. El numai, dacă vinei, trebuie numai să lucrezi, atunci, da, e bine, dacă lucrezi. Nicio vorbă nu merge despre rugăciune, când Maica așa și spune, Apolexenia, că trebuie să, că eu spun, Maica Apolexenia, eu vreau să vin la slujba, vreau să stau aici, eu vreau să mai pun o lumânare. Cum eu pot să fac asta? Dar eu spun, dar nu putem, noi știm, când a fost altul nastoiatel, starețul, altfel era, putem fiecare zi la slujbe, dar nu dacă odată duminică este slujba, noi ne bucurăm. Noi trebuie numai permanent ca robi să lucrăm. Și la urma urmei, 10 martie s-a întâmplat un caz. Tot un băiet, tot o persoană, nu știu, băiet, bărbat, nu știu, așa scriu că bărbat, dar nu a scris câți ani are. Bolnav cu șizofrenia, l-a palit pe dâns cu cuțit un gât, cu cuțit un schinare și noutăți merge că el acum este în grav stare, în situația foarte gravă. Dar eu mai aduc aminte, dacă voi vă uitați, audiați permanent Curaj TV, ați văzut o fată care totodată audiență la Curaj TV și plânge. Eu nu știu dacă o lec ține minte, dar mi-e pare că așa și spune, își plânge că a fost violată de preot. Sau nu țin minte cum linkul ăsta se numește, dar Da, Oleg, am găsit două clipuri despre Cosăuț, unul din instanța de judecată și altul, cred că pentru Jurnal TV am fost chiar acolo, la mănăstire. da, Da, când o să acolo, pun eu link ți-am spus. la discuția noastră, o să pun link și la cele două Te videouri. rog frumos, Deci, eu. l-au rănit, am înțeles că au făcut și operație și s-ar putea să-l mute și la Chișinău, dar acum e în stare stabilă. Îmi pare rău că Viu e și face instabil. gimnastică. Ah, zo. Uitați, oameni buni, eu am spus la părinții, asta e problema mitropoliei. Dacă ei vedeau de ce s-au ajuns persoana asta, că a fost spălit puțin, de atâta că e agresor. Și o găsit persoana care totul l-a agresat, dar persoana acum asta e moartă, om povesился, el s-a gătuit. Dar eu știu cum s-a prinit asta. Eu mă gândesc că eu am intrat în pădure și două lucruri. Sau Ioronim îl pune pe dâns să facă ceea ce nu vrea el să facă. Nu știm ce au putut să facă, că dacă a să spun ce, a să dea mă și bârfă. Sau de lucrat au putut să facă, să-l pui. Sau eu nu știu. Eu cam mă pricep și puteți și... Și îmi dau de seama, dar nu pot spune că aș și bârfa. Dar vedeți și voi că acolo e scris că ei amândoi erau în pădure. Și el l-a palit pe dânsul cu cuțitul și după asta s-a spânzurat. Asta e. Victima după părinții Ioronim a rămas spânzurată. Nimeni nu poate să spui ce s-a întâmplat între dânsii. El acum poate să zică mult, dar eu vreau să vă zic că persoana asta, când fata asta s-a plâns, totuși să spun că a fost violată de el, și când s-a adresat la poliție, poliția nu a vrut să-l tragă la răspundere din motivul că e popa, că e preot. Oameni buni, Mitropolia Moldovei trebuie de mult să aibă grijă de aceea, de a este plângeri și să iei în vedere și să-l scoată pe dânsul din funcție starețului măcar. Să nu răspundă pentru mănăstire, fiindcă multe plângeri care se strângeau cu violuri, cu scandaluri, cu bătăi, cu tot, asta arată și pozărește și arată neglijența mitropoliei de ce se face în locașul cel sfânt, că ei o socot mănăstire că e locașul sfânt. Eu nu sunt ortodox, adică, nu, eu nu curios, eu sunt ortodox, dar sunt ortodox adevărat. Nu aista care voi el să coateți că amuie este. Așa la care după apostoli au venit. Aista eu sunt ortodox, de vechi, de ținut. Asta e credința mea. Și nu există bisericii acești deja pe pământ. Biserica mea ortodoxă este în inima mea.
atâta. Și nu am încredere nici într-o biserică pe pământ. Și nu găsiți și nu căutați acolo, Domnul nu există. Vă spun de cu da. Dar noi, din păcate, avem probleme că legate locurile sfinte cu adevărat sunt mănăstirile construite pe locurile unde sunt locurile sfinte. Și noi suntem nevoiți, așei ortodoxi creștini adevărați care au biserica ortodoxă în inimă, sunt nevoiți să vii la acești locașuri și să rămâi aici și să-și cată milă de Domnul și să-L roagă și așa mai departe, de atât că acolo e locul sfânt, sau la Țâpăva, de pildă, e locul sfânt, că acolo Domnul vine și tămăduiește dacă tu ai credință. La Saharna e în izvor, e locul sfânt, că când intri în apă și dacă ai credință, te vindeci acolo. La Pușna este o pădure și acolo este un izvor și dacă tu ești singur acolo, stai noapte și Domnul ți-ți arată, acolo este apa și lângă dânsul foarte, foarte multe disi țuruiași și îi luminează așa ca un fel de luminițele. Și câte păcate tu ai, toate vieți acolo. Și tu începi a bea apa asta. Și dacă tu bei apa asta, dacă ești tare, tare păcătos, tu de pildă o bei până la urmă și te buhnești. De atât că ești păcătos. Dar dacă Domnul te iartă, tu ești jiu din acolo. Asta e tot un lucru, apa asta arată cât e de amabil este Domnul și cât poate să-ți ierte dacă tu ai credință, dar nici nu știu dacă voi ați auzit de izvorul ăsta. Eu permanent sunt pelerinajul și mă ducem pe locurile sfinte. Am fost și la Pocaiva, la Peștera, la Sfântul Iov. Am fost și la adică la Piciorska Lavra în Kiev, dar acolo nu-i sfânt nimic, numai aracule cu morți și spun că acolo Sfântul Serafim Sarovski, dar când eu ajung la Mănăstirea Diveeva, acolo Serafim Sarovski și din trec, dar eu spun, dar stați, dar eu l-am văzut pe dânsul la Piciorska Lavra în Kiev. Îi zic, imposibil așa ceva să și din motivul că e a nostru sfânt și chiar cu adevărat el acolo și așa din mormântul. Și asta o minciună cu moaștile este că ei se spun că ea ca aici e Paraschiva, bucățică acolo e bucățică de Paraschiva, în Piciorska Lavra o bucățică de Paraschiva. Am ajuns la Iași, la Sfânta Maica Paraschiva, dacă o știți, cine o știe, dacă o auzi de așa ceva femeie. Și de o femeie întreagă în mormânt și nimeni nu o șuchit-o, nimeni nu o tăiet-o. Asta îmi mișunește lumea pentru ca să facă business cu asta. De atât eu nu am încredere în biserici ortodoxe. Dar am avut grijă de popa ăsta Ioronim să vă spun, să știți atenți și dacă puteți să scriți la Mitropolia Vladimir, Mitropolia Moldovei, să-l schimbă pe starețul ăsta, ca să auți și să-l pui mănăstirea altă starețul, ar fi foarte bine. Și încă mai bine dacă cineva mai vede dintr-o Mitropolia Basarabiei, Moldovei, luați și o puneți înapoi ca să auți mănăstirea asta Sfântului Andrei, înapoi o faceți dintr-însă mănăstirea călugărilor. De atât că acolo e special loc pentru călugări, de atât că femeia are problemele femeiești cu care nu poate să existe și să intri în locul șeală, că acolo când intri în izvorul șeală, Oleg, dacă tu cândva să ai curaj să te duci acolo, poți vezi, acolo scrie femeile care au probleme femeiești, tu știi de ce vorbesc, sângele este care curge permanent, nu au dreptul să vie în locul acestuia. Nu au dreptul. Dar cum? Dacă maica permanent lucrează și ei folosesc numai apă din izvorul șala și permanent se coboară acolo, apă e își spurcă locul șala deodată și mânia Domnului își pune pe locașul acestuia sfânt și pe pe lumea da. Asta care starețul ăsta Ieronim, el ce fel de mănăstire conducea? De femei sau de bărbați? Acolo acum, ca și atunci, era de femei. El a început când conducea de, de femei. De ce un bărbat conduce o mănăstire de femei? Păi de atâta și au fost violurile este. Tu și știi fata asta când s-a plâns la noi. Apă, eu zis nu, că dar s-a plâns și un bărbat că a fost călcat cu mașina sau ceva de felul ăsta. Că se judeca unul. Din partea la preotul, popa Ioronim, că nu-i preot,
și nu al cătați în fața Domnului și nu al spurcați și nu al mâniați pe Domnul, că nu-i popa ăsta, nici nu-i preot. Dar oricum, e preot că voi l-ați pus, oameni, dar Domnul nu are așa pochi preoți, cum vreți așa și numiți, că tare popa asta e nu cuvânt de jignire, asta e popa asta e în limba rusă, tot așa-și părintele, pur și simplu în limba slavonă. Dar hai să nu Eu nu intrăm în cred nici detalii. că femeile și cu scurgerile lor la lună spurcă ceva. Eu nu cred în nimic ce ziceți voi că e No, sfânt sau stop, spurcat coleg, dar și tu cred nu în crezi. egalitate. Și legea spune că femeile nu Da, pot să fie nu, 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 discriminate. Oleg, Deci Oleg, Oleg. nu Noi cred în acum poneașul vorbim ăsta. despre. Am vrut să precizez. Noi acum vorbim nu despre Asta e discriminare părerea ta, da. femeie. Asta nu e părerea mea, asta e părerea bisericească. Cum și tu ieri ai spus că biserica a pus aparte femei, aparte bărbați. Și Da, fiindcă cred că e suntem singur. în secolul 21 și ar trebui să revizuiți restricțiile astea Ia, pentru că exact. Abo, s-ar noi putea nu să trebuie rămâneți să. fără femei în biserici și mănăstiri dacă o să vadă că vă bateți joc de ele. Dar precum tu vezi numai femeile majoritate și folosesc Da, cu asta e biserica. paradoxal. Bun, Da, Oleg, de atunci. mulțumesc. Ținem legătura, urmărim Da, subiectul, sperăm să diamantul. trăiască omul acela și să povestească ce s-a întâmplat. Dar chiar nu mai vreau eu să trăiască, dar dacă chiar Dar ce fel de trăiești. creștin ești tu dacă vrei moartea omului aproapelui tău? Nu. Eu nu vreau moartea omului, dar este așa o neregulă. Ciocătata și ești intrat, știi cum? Este așa o proverb la noi în moldoveni. Și Dar e încă unul. creștinește să blestemi omul. Ia uite la ce ai adus. E blestemat N-am și l-a blasfemat. pedepsit. N-am blasfemat el singur. El șede în locașul cel sfânt, acolo unde vine îngerul Domnului. Și omul singur își strânge și blestemurile este. Asta nu eu am blasfemat sau tu. Tu înțelegi că acolo e locul sfânt. El a luat-o Eu nu construit acolo înțeleg, eu sunt bazinul. eu, nu. Înțelegi? El a construit acolo un bazin și a vrut ca să și capelerinașca la Să Săhan. iasă ca pica, știu, e un fel de business asta. Da, dar de făcut nu a făcut până la urmă și apa aceea o împuțit. S-a stricat total, că acolo a căzut gunoi, că acolo, dacă tu ai văzut, acolo este pereți, foarte mare pereți și el așa mare, mare și prin prejurul la iazuist care el l-a făcut bultaca asta, acolo mulți crengile, multe frunze și când bate vântul, acolo este foarte mult most, cum se numește, podul. Și tot de pe pod sare în apa asta. Și el nu poate să o facă curat acolo, din motivul că asta trebuie special să cheamă mașina care să curăță ca și la Saharna. La Saharna permanent au grijă de izvorul și ala. Dar el de făcut o făcut, până la urmă nu a putut să facă de atât că când el a văzut că știi cum s-a oprit lucrul ăsta. Așa Domnul a făcut, că după lege el nu trebuie să și izvorul ăsta. Nu că când ei au început să sapă, așa la persoană au zis, dacă noi săpăm mai departe, noi își pierdem total izvorul ăsta. Nici acolo n-a știut unde el a fost înainte, nici aici n-a scurgă. Și atunci când el a făcut izvorul ăsta, bultaca asta, viteza de izvorul care curge înainte, bine, s-a făcut într-o țârp. E Nu, o nu. știință întreagă, da, cum să gestionezi ape curgătoare de Da, suprafață. și El ei a nu trebuie ignorat, a să vrut să facă iasă banul gros și se pare că a distrus un izvor. asta. O distrus, iacă o lectu, corect, o zis, asta și amu el o răspuns pe jumătate pentru ce ce a făcut, dar eu tare sper că după cazul acestuia și dacă mai vede cineva din Mitropolia Moldovei, dacă voi spuneți că sunteți creștini, schimbați-vă, rog, frumos tâlharul ăsta din mănăstire. Eu de asta și-i doresc să trăiască, să supraviețuiască și să intre la pușcărie pentru faptele pe care le-au făcut, dacă se confirmă în instanță de judecată. Dar nu știu de ce până acum nu a fost condamnat. Dar eu vreau să vă spun, Oleg, că de ce la mănăstirea mea și Domnului Suruceni, acolo e Sfântă Traime Mănăstire, că am fost și eu acolo, am trăit 10 zile. De ce acolo Maica Igumenia Stariță? De ce la Hâncu Maica Igumenia Stariță, Tatiana? De ce la Japca Maica Igumenia Stariță?
Deci la Vărzărești, la mănăstirii unde am fost eu, nu, acolo era atunci tot bărbat, părintele Siluam. Da, el e foarte blând, foarte blând, așa m-a primit frumos. Fetele este așa frumos cântau la trapeză, așa cu o dragoste s-a turnat către mine. Mi-a ajutat unii să mă așez la masă. Aveau grijă Oricum, de mine e bărbat șef să pe mănăstire de maici. Și asta e greu de înțeles și de explicat. Bun, Oleg, Ei, hai că mai da, am dar și eu, alte. dar vezi că la dânsul fetele și ele nu au fost supărate, nu au fost. Tu ții minte dacă au fost la mănăstire țigancă, au fost un popa, Vasile, care au fost acolo tras cu viol și au fost scos din preoție, că el bătea mâinile cu capul în asta iană, în ciment bătea pe dânsa și au fost asta emisiune tot și au fost scos la urma urmei pentru viol că au avut probleme homosexuale, dar mă rog, că e treaba lui că nu ne judecăm asta, ei să răzbirească singuri. Nu, dar pur și simplu vă El a spun că fost judecat pentru viol, nu pentru homosexualitate. Păi nu, у него там было и два, у него было и виол cu femeie și homosexualitate era acolo, Олег. Там а два шла Bisericește у него. poate l-au condamnat pentru homosexualitate, dar Nu mai altfel e l-au o condamnat, activitate legală. o scos din preoție, asta știu, dar nu a fost condamnat deloc la pușcărie. Înseamnă că nu s-au plâns victimele. Acolo au fost chiar video când el propune la ascultator să niște căcat, să joacă cu cocoșelul, mă rog, Doamne ferește, știți cum, eu vă spun așa, un lucru, eu cred în Dumnezeu, am și eu cocoșelul, vreau să vă spun, dar eu știu foarte bine, orice care pas anul meu care eu fac împotriva răului, împotriva Domnului, da? Apoi, tot ce fac rău eu jignesc pe Domnul Iisus Hristos. Îl supăr pe dânsul pentru că el a murit și a suferit pentru mine. Dacă eu vreau ca să mă joacă, să joacă cineva cu cocoșelul meu, trebuie să-mi iau soție, numai soție. Homosexualitate, pedofilie, alte lucrurile nu sunt corecte. Nu sunt naturale, nu În sunt fața creștine. legii, homosexualitatea e legală, pedofilia e penală. Deci, te rog să nu le pui alături. Nu, stop. Eu nu sunt împotriva homosexualității, fiindcă eu susțin LGBT. Și tu știi foarte bine, Oleg, asta, că eu și am fost la toate misiunile cu Angela, când făceau festival de gay parade, eu am fost asistentă, am băut Da, ceai dacă cu mine. Dar pui eu sunt homosexualitatea alături persoană de pedofilie, arăți ori ignoranță, ori rea intenție. Dar eu vreau să vă spun, sunt cazuri, nu pot să vă spun. Pedofilia când tu pui cu desilă, dar sunt cazuri când și singur minor poate să ceară să te ocupi cu dragoste cu el, dar dacă tu ești mai Poate să mult ceară, dar omul adult trebuie să refuze, indiferent dacă e numai homo decât sau hetero. Cele mai multe violuri asta pedofile se întâmplă în cazuri heterosexuale și chiar în familie se întâmplă chestia asta. Da, am Deci nu văzut, mai dați nu, vina pe pe gay. foarte multe. Dar oricum, dar eu nu vorbesc amu de homosexualitate, pedofilie, eu Ba vorbesc da, e total povestit-o, e de pomenit-o alături și de asta te-am atenționat. pedofilie. Da, dar nu sunt împotriva, dar trebuie să dăm seama Domnului că cei ce se culcă bărbat cu bărbat ca cu femeie este greața lui Dumnezeu, fiindcă bărbat este creat ca după chipul și Dacă asemănarea e greață, să Domnului. nu se uite, domnul Dar pe Dumnezeu. Domnul nici nu se uită, că El sâmbătă în dacă spatele. Domnul nici nu se uită, dar dacă voi așa spuneți, apă când vă duceți în foc, în iad, apă nici nu vă rugați la Domnul să vă scăpie din acolo, dacă vreți ca să nu se uite Domnul. El pe urmă, la urmă, oricum nu se uită. Voi Așa. răspundeți pentru asta. Astea-s povești, Oleg. Nu, Eu nu cred în Oleg, ele, dar ce ai povestit hai tu de la dacă, mănăstirea nu, de la stop. Cosăuți mi-a fost Oleg, interesant. eu te rog frumos să asculți pe mine astăzi, că dacă am început să vorbesc, trebuie să-ți spun, eu nici nu am văzut îngerul al Domnului. Eu nici nu am Toți văzut halucinații. dragi.
Eu lично am văzut drașii. Sunt halucinații. Nu. Ori ți era foame, ori ai mâncat ceva stricat, n-ai îmblat la ciuperci. Eu lično, nu, am fost copil mițel și n-am, când au venit drașii la mine de la ora, de la 9 ani, eu până la 17 ani vedem drași. Pe urmă mai rar vedem, dar vedem. Și ei veneau la mine și eu vedem pe dânsă și vedem și pe îngerii al Domnului. Eu de atât așa am credință. Tu nu te gândi că eu, dacă eram să știu ca tu sau ca altul care nu mai știe ce aude, apoi eram să cred. Nu, eu am văzut pe drași și n-am mâncat ciuperci, n-am mâncat pastile, n-am mâncat nimic, dar am văzut. Și ei singuri au venit la mine, s-au prezentat că el, satana, și ne-au zis și vrea, care e scopul lui. Eu pur și simplu, de ce nu spun la oameni că sunt al de tine care spun că e halucinație? Eu pentru mine știu că Domnul este. Eu pentru mine știu că satana este. Și știu că satana tare supără pe tine, Oleg, când tu spui că el nu este. Și tu o să răspunzi în fața lui de ce tu al refuz că el este și spui că el este un erou eventuat. Las că o să se bată Dumnezeu cu satana, că amândoi sunt supărați pe mine. Eu cred că niciunul, nici altul nu există. Ambii sunt inventați de Vezi, oameni care se tem de întuneric. Domnul pe tine nu este supărat, Nu, fiindcă tu ești victima satanei. nu. Am El înțeles. te-a făcut să fii orb sufletesc și în inimă. Dar eu, ca văzătorul de Duh, îți spun ție adevărul. Oleg, Și din de atât. părerea ta nu e adevăr. Mulțumesc pentru intervenție. Ținem legătura. Altcineva vrea să vorbească pe altă temă, așa că trebuie să închid. Nu, dar tu ai înțeles ce ți-am spus, așa e? Da, dar nu sunt de acord.